Explozie într-o gospodărie din Ungheni. Un bărbat de 37 de ani a ajuns la spital după ce butelia cu gaz pe care o avea în locuință a explodat. Totul a avut loc în noaptea de 25 februarie în satul Năpădeni din Ungheni. Potrivit pompierilor, în urma exploziei nu s-a produs incendiu în locuință, însă proprietarul casei a suferit arsuri la mâini. Un alt bărbat de 81 de ani din satul Pociumbăuți, Raionul Rășcan, s-a ales cu arsuri de gradul 1 și 2 la față și mâini, după ce în dimineața de 24 februarie casa a fost cuprinsă de flăcări. Focul a distrus bunurile materiale din interiorul casei. Deocamdată nu este clar de la ce a pornit focul în acest caz. Tot de intervenția pompierilor a fost nevoie și în capitală, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica. Aici, flăcările au distrus 35 de metri pătrați din suprafața apartamentului, aflat la etajul 3 al blocului. Din fericire, pompierii au intervenit rapid, iar flăcările nu au reușit să se răspândească și la alte apartamente. Specialiștii nu au emis deocamdată nicio cauză preliminară a incendiului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmează să stabilească cauzele, dar și circumstanțele tuturor incendiilor. Potrivit pompierilor, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 19 situații de risc. De la începutul acestui an, în țară au avut loc peste 250 de incendii, în care și-au pierdut viața 44 de persoane.